ce spun studiile despre consumul de pește. Peștele este unul dintre cele mai sănătoase alimente de pe planetă. Consumului sau uleiului de pește sub orice formă poate ține la distanță câteva boli destul de răspândite în lume, printre care migrena, diabetul, astmul sau exemele. Iată ce spun studiile despre consumul regulat de pește scapă de migrene printr-o schimbare a alimentației. Migrenele pot fi cauzate de alimente fermentate, precum iaurtul, berea, murăturile, drojdia și drojdia de bere, aspartamul sau lipidă de cafeină, care apare la băutorii de cafea când le lipsește cafeaua. Migrena provocată de aceste alimente poate fi cauzată de alergia față de ele sau de o substanță pe care o conțin numită tiramină, substanță ce poate provoca migrena chiar în lipsa alergiei. Migrenele pot fi ușurate de ceea ce mâncăm. Foamea poate provoca o durere de cap, prin scăderea nivelului de zaharuri din sânge. Migrenele apărute între mese pot fi cauzate de prea multă insulină în sistemul circulator, hipoglicemie, din cauza unui pancreas hiperactiv. Acest lucru se poate afla, cerându-i medicului un test de toleranță la glucoză. În acest caz, adoptați un regim bogat în proteine și sărac în hidrocarburi, consumarea mai multor mese mici pe zi. Studiile au arătat că migrenele au fost prevenite la circa 60% dintre suferinții de dureri de cap puternice și mult ușurate la alții, numai prin ingerarea unor capsule cu ulei de pește într-o cură de 6 săptămâni. Evitarea grosimilor animale saturate poate preveni și amigrenele, migrenele, iar peștele consumat cu regularitate, în special somon, ton, macrou și sardine, poate ajuta la reducerea permanentă a atacurilor de migrenă. Citește mai multe despre beneficiile uleiului din pește aici. Cercetătorii englezi afirmă că peștele bogat în omega, 3 antiinflamatori, ca somonul, macroul, tonul și sardinele, consumat cu regularitate, poate preveni apariția astmului la cei ce nu o au și poate ajuta la vindecarea celor care au, suprimând continuu atacurile inflamatorii asupra căilor respiratorii. Eschimoșii, care mănâncă mult pește marin, rare ori suferă de astm. Studiile au arătat că un consum zilnic de ulei de pește, echivalent cu 225 de grame gere macro, timp de 10 săptămâni, reduc agenții cauzatori de astm din organism în proporție de 50%. Consumul de pește și diabetul consumatorii de pește riscă să contracteze diabet cam de două ori mai puțin decât cei care nu mănâncă pește într-un studiu pe termen lung, cu 175 de pacienți vârstnici, bărbați și femei ce nu sufereau de diabet, nici de toleranță redusă a glucozei, a arătat, după 4 ani, că 45% dintre pacienții ce nu consumau pește făcuseră intoleranță la glucoză, boală precursoare a diabetului, în timp ce 75% dintre consumatorii de pește rămăseseră complet neatinși de această afecțiune. Cantitatea de pește consumată zilnic era de numai 200 de grame pe zi. Alergia la mâncare este o cauză mare a exemelor, în special la copii. Un studiu al spitalului londonez Middlesex a arătat că prin simpla eliminare a laptelui de vacă, ouălor, roșiilor, coloranților artificiali și conservanților alimentari, erau ajutați trei sferturi dintre copiii cu exeme moderate și grave. Pe lângă alergiile la mâncare, uleiurile vietare joacă un rol important în apariția eczemelor. În mod concret, pacienții cu eczemă par să aibă un deficit esențial de acizi grași. Tratamentul cu acizi grași esențiali a normalizat deficitul și a risipit simptomele de eczemă la mulți pacienți. Posibil să fie important să se mărească ingestia dietară de uleiuri omega-3, prin consum de pește, în special macrou, herring, sardine, somon sau prin consumul de nuci, semințe, ulei de sămânță de in sau ulei de pește. În toate cazurile, este absolut necesară vizita și sfatul medicului specialist. Multă sănătate și poftă bună, profitați la maximum de beneficiile aduse de consumul de pește. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!